PSD și-a respectat angajamentul enunțat în mod constant că va depune propria moțiune de cenzură dacă cea depusă de AUR și USR Plus va avea probleme de constituționalitate. Partidul Social Democrat va susține în birourile permanente ca moțiunea să ajungă cât mai repede la vot pentru a trimite acasă tot guvernul Cățu. În momentul de față, moțiunea PSD este singura care nu are nicio problemă de legalitate sau constituționalitate. Cine vrea să meargă în continuare cu moțiunea USR Plus după decizia CCR, înseamnă că dorește ca Florin Cîțu să rămână premier. Acesta va putea ataca iar la CCR un eventual vot pe această moțiune și are șanse să câștige. Astăzi am decis și depus moțiunea de cenzură a Partidului Social Democrat, așa cum au anunțat și colegii mei de la Parlament. După decizia CCR, luată în unanimitate, 8-0, singura soluție legală este moțiunea Partidului Social Democrat. Invit pe colegii mei de Parlament, de la formațiunea USR Plus și AUR, să vină să voteze această moțiune și propunem astăzi la biroul permanent reunit un calendar strâns, respectiv joi citirea moțiunii Partidului Social Democrat și luni votul ca guvernul Cîțu să plece cât mai repede. Nu mai are rost să intrăm în decizii și să ne ascundem după o moțiune de cenzură din punctul nostru de vedere și mai ales al Curții Constituționale neconstituțională. La fel ca toți românii, am văzut cum șeful statului împreună cu premierul și cu al treilea om în stat au participat la un congres politic cu 5.000 de lideri locali încălcând toate normele sanitare și sfidând toți românii. Mai mult, toate instituțiile statului, Direcția de Sănătate Publică, Poliția Națională, Poliția Locală, s-au aliniat pentru a proteja această infracțiune și nu s-au aliat pentru protejarea sănătății și siguranței românilor. Congresul Partidului Național Liberal a împărțit cetățenii României în două categorii. Peneliștii, care pot face orice, și restul cetățenilor, care sunt obligați să respecte orice decizie, chiar și cele legale, luate de peneliști. După trecerea moțiunii, singura variantă susținută de PSD este cea a alegerilor anticipate. Ultimele săptămâni ne-au arătat că rămânerea actualei coaliții PNL-USR plus UDMR la conducerea țării creează mai multă instabilitate politică, economică și socială decât poate crea organizarea alegerilor anticipate.